Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului. Înainte să intrăm direct în subiect, pentru că avem un super subiect și de această dată, un subiect dezbătut, un subiect comentat, un subiect șeruit, țin să vă mulțumesc din suflet pentru succesul pe care l-a avut ultimul episod, pentru că a avut cele mai multe like-uri, cele mai multe view-uri, cele mai multe share-uri, cele mai multe comenturi și comenturile voastre au fost senzaționale. Vă mulțumesc și pentru mesajele pe care mi le-ați trimis în privat pe Messenger și pe WhatsApp. Pentru că au fost super pertinente și m-au ajutat ca să pot construi mai departe ce topicuri, teme, subiecte vom dezbate pe viitor. Vă mulțumesc de asemenea și pentru sfaturi, pentru că sfaturile voastre tot așa mă ajută ca să construiesc, ca să dezvolt și ca să îmbunătățesc acest podcast. Sper din suflet că ați început anul cu bine. Am văzut foarte multe competiții, am văzut foarte multe evenimente, am văzut lucruri creative în domeniul dansului. Și nu voi face neapărat caterincă de această dată, dar am văzut că au început și cei de la UDSR, seriile competițiilor SDF și anume competiția din București. Nu am văzut mare lucru pentru că, ce să vezi, sunt blocat pe toate părțile și nu doar eu, ci și prietenii mei și colaboratorii mei și așa mai departe. Însă am văzut un teaser al acelei competiții și dați-mi voie să vă spun că a fost un teaser, a fost probabil unul dintre cele mai triste teasere pe care le-am văzut în viața mea, pentru că nu a prezentat mare lucru despre competiție. Din nou au prezentat ei acolo în descriere că au îmbunătățit, au adus noutăți și așa mai departe. Din teaserul respectiv nu s-a văzut nimic din aceste lucruri. De asemenea, sala mai mult de jumate goală. Teaserul a fost făcut fără efecte pe muzică, a fost doar așa la plezneală, alese niște cadre. Ce să vă spun, tipic UDSR, din nou vorbă multă, prezentare multă, dar din păcate acțiune zero. Emotional damage! Dar nu despre UDSR vom discuta în acest episod, pentru că începe să scadă interesul în direcția respectivă, cu toate că din nou există o mică chestie de bârfă, un mic cancan, dar îl voi dezbate într-un alt episod. Astăzi suntem aici să dezbatem o postare, și anume o postare pe care a făcut-o Grație Beatrix, nu știu cum se pronunță, îți cer scuze Beatrix dacă am greșit cumva pronunția. A făcut o postare pe grupul concursuri de dans, manageriat de către Manuela Joiță, și anume scrie așa: în cazul organizatorilor de concursuri care sunt concomitenți și membri ai juriului, e conflict de interese sau nu? Își pot juriza și proprii elevi? Asta este o întrebare foarte, foarte bună, o întrebare care s-a adresat de multe ori în comunitate. Mulți părinți, copii, coregrafi și așa mai departe s-au întrebat dacă acest lucru este corect sau nu. Iată că vom dezbate subiectul astăzi aici. Nu ai cum să nu îți poți juriza proprii copii. Și de ce zic acest lucru? Pentru că orice membru de juriu, orice arbitru cu experiență, cu personalitate, cu vechime, știe foarte bine că atunci când stăm într-un panou de jurați, momentul pe care îl jurizează, coreografia, dansatorii pe care îi jurizează, sunt omogeni, sunt egali cu toți ceilalți concurenți. Și ei privesc acel moment de dans ca pe un moment pe care l-au văzut pentru prima oară. Știu că este foarte greu de conceput acest lucru și este foarte greu de imaginat pentru mulți, însă, repet, arbitrii cu experiență, arbitrii de calitate, tot timpul vor avea această putere de a se uita chiar la propriile lor coreografii, ca la o coreografie nouă, ca la orice altă coreografie. Ne mai vorbim despre faptul că atunci când ești un arbitru, e ca și cum ai fi în sală, iar când sunteți în sală și vă corectați propria coreografie, schimbați lucruri în mix, în formații, lucrați la intensitate, la energie. De fapt, asta și faceți, adică vă jurizați propria voastră creație. Deci, dacă puteți să faceți, ok, nu vorbim despre acele momente în care un coregraf sau antrenor merge la copii și giugulugu, ce drăguț sunteți, dar voi sunteți cei mai buni. Nu, acela este o atitudine sau un comportament amatoristic
la nivel de arbitru. Înțeleg foarte bine antrenorii care fac acest lucru ca să motiveze copiii, ca să fie alături de ei, dar acest gen de comportament sau această gândire, această mentalitate nu poate să fie aplicată atunci când jurizezi. Deci, în momentele respective, copiii, dansatorii, indiferent de vârstă, indiferent de nivel, indiferent de categorie, trebuie jurizați ca orice alt moment. Din punctul meu de vedere, repet, orice arbitru cu experiență, cu vechime, un arbitru bun, un arbitru de calitate, va putea să jurizeze tot timpul la fel propriile coreografii, propriile creații, exact cum face și cu alți dansatori, formații, trupe. Unii jurizează chiar mai dur propriile coreografii. Păi da, și aici am un exemplu foarte, foarte simpatic. În cadrul competițiilor HSI, Hip Hop International, atunci când, paradoxal, când Renata Vesi era în panoul de arbitri și ea a spus acest lucru de mai multe ori, trupele ei de bază, Switch, luau locul 2. Când nu era în panoul de jurizare, tot timpul câștigau campionatul. Deci, da, Renata este un exemplu foarte bun de arbitru. Mulți sunt convins că o cunoașteți și ați avut onoarea și plăcerea să lucrați cu ea. Renata este un arbitru foarte bun, un arbitru cu experiență, un arbitru cu caracter, un arbitru cu coloană vertebrală. Și atunci când spun că unii își jurizează coreografiile mai dur, nu spun că dau note foarte, foarte mici și altora note foarte, foarte mari doar ca să pară ok în ochii organizatorilor sau în ochii celorlalți coregrafi sau dansatori. Ce am pățit eu în Las Vegas 2014. În 2014 a fost un moment, a fost cred că a treia oară când am avut plăcerea și onoarea să jurizez la campionatele mondiale din Las Vegas. Din delegația României care a făcut acea deplasare, a făcut parte și trupa Frontline. Ideea este în felul următor. Eu fiind în panoul de jurizare, ei concurând la categoria adulți, atunci când am avut judge meeting-ul, adică ședința arbitrilor de dinainte de competiție, cumva dintr-un românism exagerat sau un fair play exagerat, cumva nu știu ce să zic, că sunt poate două extreme, am întrebat directorul tehnic, și anume pe Ian Leviei, dacă este cumva o problemă faptul că... Și am fost delegat să jurizez și categoria de adult. Și am întrebat, fiind acolo, cred că eram 14-15 arbitri în panou, toți repartizați câte 8 pe mai multe categorii, eu jurizând și categoria adulți, am adresat această întrebare. Este cumva vreo problemă sau vreun conflict de interes internațional faptul că eu jurizez o categorie în cadrul căreia concurează și această trupă, formație din România? Moment în care s-a lăsat o liniște din aia, știți, o presiune din aceea, se auzea și musca cum își freca lăbuțele. M-a întrebat directorul tehnic, de ce ar fi vreo problemă? Nu te consideri suficient de capabil? Moment în care, mamă, mi-era așa, îmi venea să alunec, știți, ca în filmele de comedie, să alunec așa sub scaun, gen, mamă, frate, dar ce ai făcut, Lennon? Așa gândeam și evident că așa vedeam și eu lucrurile, dar nu știu, pentru că de mult prea multe ori s-a ridicat această problemă și de mult prea multe ori s-au întâmplat lucruri în România, evident că am ținut morțiș să adresez această întrebare. Ca un fel de concluzie e că atunci când ești arbitru, atunci când îți asumi această responsabilitate, pentru că este o responsabilitate mare, nu doar că trebuie să ai experiență, vechime și așa mai departe, ci trebuie să poți să fii și super flexibil din anumite puncte de vedere. Pentru că da, veți veni mulți și veți spune că... Păi da, sunt și categorii de începători, sunt și copii care sunt mai la început, sunt și copii ca... Ok, dar responsabilitatea noastră nu este preponder sau majoritar de a moraliza și de a motiva, ci noi de a exprima prin puncte realitatea. Noi de a exprima prin locuri, prin scoruri, exact ceea ce se întâmplă bine și exact ceea ce ar trebui îmbunătățit. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă. Și într-adevăr, nu toți înțeleg acest lucru și mă refer la arbitri aici, dar punctele care urmează vor evidenția și acest lucru și vă voi explica și de ce se întâmplă sau de ce cumva s-a înrădăcinat această mentalitate că arbitrii nu ar fi capabili să jurizeze propriile coreografii.
Dacă nu îți poți juriza proprii dansatori, cum poți juriza alți copii pe care îi cunoști, i-ai mai văzut, știi coreografia, ai fost la workshop la ei, etc. Deci, ducând mai departe cumva această idee, da, ok, zic anumite persoane că nu poți juriza, un arbitru nu este suficient de, nu poate să fie suficient de obiectiv ca să-și jurizeze propriile coreografii sau proprii dansatori, pentru că acolo intervine subiectivismul și bla bla bla. Dar ducând cumva la extrem acest lucru, asta ar însemna în principiu că respectivii arbitri nu ar fi capabili să jurizeze suficient de obiectiv și de corect și de fair play nici copii sau formații pe care i-au mai văzut înainte la alte competiții. Să presupunem la absurd că a fost o competiție, dar nu se pare la absurd că se întâmplă. A fost o competiție acum o săptămână, da? Un arbitru i-a văzut și acolo și în această săptămână arbitrul îi vede... Sau nu, exemplu bun. Așa. Un arbitru merge la o competiție în calitate de spectator la o competiție. Cum m-am repetat? Cred. Deci, revin. Un arbitru este spectator cu o săptămână înainte, da, merge pur și simplu să se uite la o competiție și vede o formație. Peste o săptămână, respectiva persoană este arbitru la o competiție și jurizează formația pe care în calitate de spectator a văzut-o săptămâna trecută. E, ce, credeți că nu este capabilă să o jurizeze sau că o să meargă pe modelul... A, i-am văzut, știu cum sunt. Ok, repet, sunt exemple, sunt contraexemple, dar haideți să nu generalizăm. Da, am întâlnit și eu persoane care au această mentalitate. A, îi cunosc pe copiii ăștia, sunt foarte talentați. Sau, credeți că arbitrii nu ar fi capabili să jurizeze fair play sau corect formații sau dansatori pe care i-au antrenat ca sub formă de colaborare sau anumite școli de dans unde ei au avut workshop-uri. Cam asta ar însemna. Și atunci, practic, se reduce numărul arbitrilor la foarte, foarte puțin. Problema este în felul următor. Cei care au experiență, care au cunoștințe, sunt buni, drept urmare sunt invitați. Da, merg la workshop-uri, merg să colaboreze, fac coreografii și pentru alte formații, solo-uri pentru alți dansatori și așa mai departe. Pentru că sunt buni, da? Dacă voi spuneți că ei nu sunt capabili să jurizeze proprii copii, înseamnă că acești oameni care sunt buni nu au voie să stea niciodată în panouri de arbitri. Drept urmare, cine rămâne în panouri de arbitri? Rămân doar cei slabi. Slabi. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Cei neexperimentați, cei care sunt la început, cei care, să zicem, nu au o anumită vechime în domeniu și așa mai departe. Ok? Deci ați înțeles cumva logica. Cei care sunt buni, cei care au vechime, cei care au experiență, tot timpul vor reuși să jurizeze și propriile coreografii și celelalte coreografii. Dar atenție, da, este un grup mic, mult mai mic decât numărul arbitrilor care există în România în 2023, pentru că sunt foarte mulți arbitri. Și, fără supărare, trebuie să evitați pur și simplu acele competiții. Dacă într-adevăr vreți să fiți jurizați eficient, corect, fair play și să vă și vedeți nivelul, pentru că atunci când mergi la o competiție și primești niște puncte, primești niște locuri, tu trebuie să poți fi capabil să te întorci înapoi în sală și după acele note, locuri, tu să știi ce trebuie să îmbunătățești, ce trebuie să păstrezi, pe ce parte trebuie să te mai documentezi. Dacă nu acesta este interesul vostru atunci când mergeți la o competiție, ci doar să vânați trofee, medalii, locuri, nu știu dacă faceți bine. Sau dacă pur și simplu nici nu vă interesează, atunci de ce mai mergeți la competiții să plătiți o căruță de bani și taxe? Atunci mergeți la evenimente, la spectacole, la zile ale comunelor, la zilele orașelor, la Untold, și dansați acolo. Pentru că e, din nou, cum am zis, risipă de bani. Și tot ceea ce am spus în punctul anterior a fost, de fapt, introducerea pentru acest următor punct. Pentru că am scris așa. Coreografii au tot dreptul și trebuie să ceară notele de jurizare de la orice competiție. Am continuat spunând că cei care nu fac asta, este clar ce fac și de ce nu trimit. Ideea este în felul următor. Coreografii, după fiecare competiție, ar trebui să ceară notele sau pe loc să vadă, să-și noteze, să facă o poză, un prinscreen, pentru că, din nou, arbitrii de calitate, arbitrii cu vechime, arbitrii, că mă tot repet cu chestia asta,
nu vor avea o problemă ca să arate, să prezinte, să le fie fotografiate notele, pentru că sunt asumați. Pentru că ei poate să motiveze notele respective, ei poate să le explice. E, acolo unde nu se face acest lucru, sau efectiv se distrug foile de jurizare, sau nu se postează, acolo nu vreau să acuz, dar aș avea mari semne de întrebare, pentru că nu este normal. Deci, cum am zis și în punctul anterior, coregrafii trebuie să vadă realitatea activităților, realitatea coregrafiilor, realitatea nivelului dansatorilor și așa mai departe, și asta se poate face pe baza unor note date de arbitri profesioniști în cadrul unor competiții. Bun, exact ca atunci când primești un diagnostic de la medic. Bun, nu ești mulțumit cu primul diagnostic, mergi la al doilea, mergi la al treilea, mergi la al patrulea. Dacă primești același diagnostic, e clar că e acolo o problemă. Sau, mă rog, diagnosticul este ok. Așa și cu această... Eu nu spun că să vă luați doar după o singură competiție, dar dacă mergeți la 2, 3, 4 competiții și vedeți cam aceleași note, de la profesioniști, atenție mare, pentru că și aici este un clișeu, să zicem, exemplu, părinți care vin sau coregrafi care vin, păi știți că acum o săptămână noi la nu știu ce competiție am luat locul 1 și cu laude și cu aplauze și s-a ridicat publicul în picioare și acum venim la această competiție și ne faceți terci și ne dați note de 3, 4, 5. Repet, nivelul arbitrilor face diferența unei competiții. Sau este o competiție gen bâlci, și o competiție gen festival, pentru că festivalul, ideea sau termenul de festival nu este concurs. Festival, concurs este, mă rog, whatever. Festivalul este un show, un spectacol, un mod sau un eveniment de a prezenta momente artistice. Concursul este concurs, da? Deci faceți diferența și din punctul ăsta de vedere. Eu dacă jurizez la o anumită competiție și vine un coregraf să-mi spună acest lucru, sunt ok până în punctul în care, dar mi-aș dori și eu să văd, părinți, colega, să văd cine a dat acele note despre care dumneavoastră spuneți că, mamă, deci au fost de 10 plus. Deci uneori au părinții și coregrafii senzația că copiii au fost de 10,5, nu de nota 10. Eu sunt curios să văd acel panou de jurați, ca să pot să-mi dau și eu seama dacă vorbim despre arbitrii profesioniști sau vorbim doar despre niște persoane puse în acel scaun pe anumite sau din anumite interese ale organizatorilor, dar voi vorbi despre acest punct mai încolo. Eu tot timpul prezint următorul punct ca mai încolo. Așa, și aici, la acest punct, mai este încă o parte bună, să zicem, a lucrurilor, adică dacă coregrafii, părinții, dansatorii... Părinții nu. Nu știu de ce am zis părinții. Coregrafii și dansatorii își văd notele, locurile obținute, este că atunci când ei concurează singuri pe categorie, și nu zic că tot timpul este greșit să concurezi singur pe categorie, se mai întâmplă, dar trebuie să fie excepții acele competiții în care se întâmplă acest lucru. Pentru că, nu știu, au fost 5 înainte și 4 au renunțat pentru că autocarul a făcut pană și n-au mai ajuns la concurs. Dar în România 2023 deja competițiile au, cum să zic, e o siguranță că mai mult de jumătate dintre categorii vor avea un singur concurent sau o singură formație, și ceea ce nu este absolut deloc ok. Dar, mă rog, cu toate acestea, coregrafii și dansatorii, măcar dacă li se afișează notele sau li se prezintă notele de către organizatori, atunci măcar poate să vadă realitatea, pentru că poți să fii locul 1, dar cu note de 1,5, 2, 2,5, ceea ce din nou ridică semne mari de întrebare. Și atenție, această prezentare a notelor arbitrilor nu trebuie să fie neapărat la fața locului, pentru că la fața locului organizatorii mai au și alte probleme, trebuie să se mai rezolve, trebuie să demonteze repede parchetul pentru că sala este pe chirie pe oră, dar se pot posta. Eu am văzut foarte puține competiții care postează notele. Oare de ce să fie acest lucru? Repet, nu vreau să acuz pe absolut nimeni, dar mi se pare normal ca după o competiție să postezi notele arbitrilor. Și atenție, sunt unii care fac chestia asta și o fac foarte, foarte inteligent, și anume postează doar media. Nu, dragilor. Vă rog frumos, când faceți acest lucru, postați pe criterii, pe categorii, fiecare notă pe care respectivul arbitru l-a acordat. Arbitru l-a acordat. Ok, așa mi se pare corect și sunt convins că multor persoane așa li se pare corect, dar foarte mulți nu au, nu știu de ce, curajul să aibă această pretenție. Dragilor,
voi plătiți taxele. Competiția respectivă, multe competiții se susțin din taxele voastre. Deci, la urma urmei, care sunt drepturile voastre dacă nu și acest lucru, și anume de a cere un feedback, o să discutăm despre acest punct mai încolo, și notele, să vedeți exact notele, scorurile sau locurile care s-au acordat. Ok, următorul punct. Mai există și sistemul de cea mai mică și cea mai mare notă care se scade? Da. Și atunci se anulează foarte multe idei preconcepute sau foarte multe bârfe sau foarte multe acuze. Și anume, dacă ai un panou de arbitri de minim 4 pe categorie, pe stil, aici din nou este un alt topic, dar competițiile ar trebui să se obișnuiască cu faptul că nu poți să ai 3 sau 4 arbitri care să jurizeze toate stilurile. Nu există arbitru pe planeta asta care să poată să facă acest lucru, indiferent de nivelul competiției sau de nivelul dansatorilor. Nu este corect, dragilor, nu este corect. Eu, în calitate de arbitru de street dance, ok, pot să mă întind până la MTV commercial, whatever, un open, poate o tematic, poate, dar când vine vorba de balet contemporan, eu nu am ce căuta acolo, pentru că este o jignire pentru respectivul copil sau coregraf care are ani de experiență, studii, domenii, tehnică, detalii, pe care eu nu le văd, pe care eu nu le cunosc. Deci cum aș putea să acord o notă corectă, da? Într-adevăr, a fost o perioadă de tranziție în care am zis că dacă sunt 4 arbitri, 2 pe modern și încă ce să fac, 2 pe clasic, atunci partea clasic, balet contemporan, lyrical, jazz și așa mai departe, noi ăștia de pe street modern putem să jurizăm partea de performanță, că ne pricepem la energie, formații și nu știu ce, iar cei de pe clasic să jurizeze partea tehnică a dansului, și invers pentru celelalte stiluri. Înțelegeți, dar a fost o perioadă de tranziție. Suntem în 2023, hai să update-ăm puțin lucrurile. Și fiecare cu. Ok, bun, dar nu despre asta vorbim, ci despre ideea că presupunem că avem street dance, da? Și avem 4 membri de juriu. Ok, dacă această competiție, și asta se face, atenție, și la, de exemplu, Hip Hop International, la campionatele mondiale, și anume că cea mai mare și cea mai mică notă se scade. Și atunci s-a anulat. Dacă cumva există într-adevăr un arbitru care, chiar dacă profesionist și foarte high level, dar are cumva o scăpare de o sutime sau de o zecime și are un pic, deci nu are 6.35, de exemplu, media cum au ceilalți, ci are 6.36. Aoleu, ăsta, deci se vede clar că și-a sprijinit propria coreografie. Nu e corect. E, dacă să se anuleze și acest lucru, cea mai mică și cea mai mare notă se scade și rămâne media celorlalți doi arbitri. Ceea ce mi se pare suficient de fair play. E și asta o metodă prin care se pot anula orice fel de discuții sau de idei sau de gânduri că, vezi, Doamne, cineva a vrut să facă rău dansatorilor sau școlilor sau are ceva personal cu... Ați înțeles ideea, sunt convins. Următorul punct. Și am scris așa. Arbitrii invitați potențial de înscrieri. Aici, de fapt, ce am vrut să zic, există o problemă sau motivul pentru care multe persoane au acest concept înrădăcinat, și anume că arbitrii nu poate să jurizeze proprii copii, e pentru că sunt multe competiții care invită arbitrii doar pentru potențialul de înscrieri pe care îl pot ei face la rândul lor. Adică dacă Xulescu are 300 de dansatori, sunt organizatori care vor face calculele pe baza posibilelor înscrieri pe care antrenorul respectiv l-ar putea face dacă este invitat și în calitate de arbitru. Ați înțeles ideea, nu? Deci dacă Xulescu are 300 de elevi, organizatorul o să zică... Cred că o să-l pun pe Xulescu arbitru, pentru că 300 de elevi înseamnă 300 de solouri, 150 de duete, vreo 30 de formații, mamă, frate, câți bani. E, aici, într-adevăr, avem o problemă. Dacă ăsta este singurul gând, sunt cazuri, și nu puține, în care coreograful respectiv este și un arbitru bun. Și da, ok, acolo nu avem o problemă, dar cu toții știm că de multe ori nu asta este realitatea. Și atunci
Da, avem o problemă, pentru că se iscă tot felul de discuții. Foarte multe dintre evenimentele din România, înțelegeți un debat, au acest mod de gândire economic, managerial, financiar. Și aici nu este corect, pentru că asta doar acest mod de gândire flambează. Și aici e și o chestie cumva de energie sau de feeling sau de a citi omul. Pentru că de la organizator la organizator se simte diferit. Dacă, ce vreau să spun prin asta este, avem, să zicem, 4 arbitri, 4 coregrafi care au fiecare 100 de dansatori, dar sunt și arbitri ok. Dacă unul dintre organizatori invită respectivele 4 persoane în juriu, parcă feeling-ul nu este atât de ok din cauza faptului că cunoaștem organizatorul sau ne-am făcut așa i-am făcut o scanare. Dacă alt organizator face exact același lucru, dar este mega onest, emană onestitate, fair play, profesionalism, nu avem o problemă cu chestia asta. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci, din nou, sfatul meu este să analizați foarte, foarte, foarte bine la ce competiții participați, din partea cărei persoane acceptați sfaturi, ce panou de jurizare acceptați să vă jurizeze momentele. Penultimul punct este de fapt un punct foarte scurt, pentru că este despre comportamentul și experiența arbitrilor, care duce cumva cu gândul că arbitrii nu ar fi capabili să jurizeze propriile coreografii sau proprii dansatori. Dar acest punct îl voi dezbate într-un alt podcast, pentru că este un punct mult mai detaliat și pentru că are un impact puternic asupra credibilității pe care respectivii arbitri sau respectivul panou de arbitri îl emană. Și înainte să trecem la ultimul punct, țin să vă precizez că urmează comentariile, pentru că această postare a avut parte de câteva comentarii și să vedem fiecare persoană cam ce a avut de spus, pentru că sunt lucruri foarte interesante acolo. Feedback este ultimul punct. Și pentru cei care nu înțeleg acest termen, feedback este o sesiune de discuții, de dezbateri. În urma competiției, arbitrii stau la o masă și rând pe rând intră coregrafi la discuții. Nu părinți, nu dansatori, coregrafi. Coregrafi pentru că ei au creat respectivul moment, ei sunt liderii, ei sunt președinții, managerii și așa mai departe. Da? Ei trebuie să participe la o astfel de sesiune de dezbateri. Dar această sesiune de dezbateri trebuie să aibă și ea anumite reguli, și anume timp, fair play-ul discuțiilor, coregraful respectiv să-și accepte ce spune arbitru, și nu pentru că arbitru este atotștiutor, dar el a dat notele respective. Da? Și arbitru trebuie să aibă capacitatea și calitatea de a prezenta notele, de a le justifica, de a explica coregrafului ce trebuie să îmbunătățească sau ce părți au fost foarte, foarte bune. Ok, situația se poate flamba, se pot încinge aceste discuții, dar trebuie și ele manageriate de către un reprezentant al competiției care să stea și să medieze și să înceteze cumva când lucrurile merg mult prea departe. Pentru că există situații în care coregraful are o vechime de colaborare sau de, știți ce zic, cu arbitru și să nu fie de acord din start, adică să intre din start cu o atitudine din asta arogantă, acidă, nervoasă și să nu primească respectivele informații. Dar astea sunt alte discuții psihologice. Deci o sesiune de feedback este foarte importantă și eu aș recomanda ca din ce în ce mai multe competiții să pună în aplicare. Pentru că clarifică foarte, foarte multe lucruri, denotă profesionalism din partea organizatorilor și denotă profesionalism din partea arbitrilor, iar coregrafii vor merge acasă, chiar dacă pe moment cu anumite lucruri care s-ar putea să-i deranjeze, dar a doua zi dimineață sunt convins că se vor trezi și vor rumega asupra informațiilor pe care le-au primit. Chiar dacă feedback-ul uneori poate să dureze, dar dacă setați un termen limită de 10 minute sau 5 minute pe discuție, totul poate să se desfășoare ok. Eu știu că totul este pe grabă și că chirie de sală și că poate competiția se termină la o oră târzie, dar vorbim despre evenimente care trebuie să aducă un aport de plus și care să construiască și care să dezvolte și care să aducă îmbunătățiri în comunitatea dansatorilor din România. Deci atunci recomand cu căldură ca aceste feedback-uri să înceapă să se țină din ce în ce mai des la cât mai multe competiții. Și acum ia să trecem la partea de comenturi, pentru că așa cum v-am prezentat, această postare, o postare foarte mișto, o postare pertinentă,
are câteva comenturi pe care vi le voi citi și dacă este cazul voi interveni. Ok, Simona Maria spune așa: sinceră să fiu, am fost jurizat în astfel de situații și din păcate atât spun. Nu toată lumea este corectă. Eu una prefer să nu fie jurizați care să aibă elevi în cei care au elevi în competiție, mă rog, a scris altfel, mai bine din afara granițelor chiar. De acord și nu sunt de acord. Cred că am povestit suficient în cadrul acestui podcast care sunt punctele mele de vedere. Un singur lucru aș adăuga la acest coment. Conceptul acesta că din afara granițelor sunt mai buni. Ok, poate să fie mai, mă rog, poate să fie obiectiv din prisma faptului că nu cunosc nimic despre comunitatea dansului din România sau nu cunosc dansatorii sau coreografii și așa mai departe. Cu toate că deja mulți încep să-i cunoască foarte bine pentru că au colaborat, au călătorit, se cunosc între ei, workshop-uri. Hai să susținem cât se poate de mult arbitrii români, pentru că dacă arbitrii români de calitate, cu experiență, pentru că dacă nici noi nu ne susținem, nici noi nu ne respectăm, cum am putea avea pretenția ca cei de dincolo de granițe să ne respecte? Totul trebuie să aibă un început, totul trebuie să pornească de undeva. Următorul coment îl scrie Anca Veronica Pahomi și anume: corect ar fi ca să nu participe niciun copil de-a lui, dar păi ce vină aici, trebuie să intervin. Ce vină au copiii? Deci de ce ar trebui copiii limitați, dansatorii limitați să participe la un eveniment dacă coregraful sau instructorul lor este și arbitru? Aici nu mi se pare deloc corect. Revin, arbitrii profesioniști niciodată nu vor avea o problemă dacă coregrafii de ale lor sau dansatori de ale lor vor participa la respectiva competiție. Ela Cosma spune: din propria experiență vă pot spune că atunci când sunt jurat, nu jurizez propria echipă. Aici iarăși nu sunt de acord pe partea că de ce ar trebui eu să-mi limitez opțiunile în carieră doar pentru că am coregrafii în respectiva competiție. Dar în același timp, acum nu o să stau să dezvolt din punct de vedere matematic sau eficient, din punct de vedere al eficienței jurizării, dar nici nu poți să ai, de exemplu, 10 momente din care două sunt ale tale, pe cele două ale tale nu le jurizezi, dar pe celelalte 8 le jurizezi. V-aș putea da un exemplu de sistem matematic prin care nu e corect, nu e eficient, nu ies bine notele. Și în al doilea rând, v-am spus în punctele anterioare, faptul că există multe alte metode în cazul în care totuși arbitrii nu ar dori să își jurizeze propriile coreografii, dar trebuie să și le jurizeze, pentru că altfel se dă peste cap o întreagă matematică sau aritmetică, cum vreți voi să-i spuneți. Nu dezvolt acum pentru că s-ar lungi mult prea mult, dar credeți-mă, așa este. Bun, Denisa Girada spune așa: din câte știu eu, fiecare competiție are propria politică, însă știu că la categoria în care unul dintre jurați are proprii cursanți în concurs, nu jurizează acea categorie. Repet, depinde de competiție în parte. Da, sunt evenimente, dar dacă mai țineți minte punctul 3 și anume când eu în Las Vegas am adresat acea întrebare și ce reacție au avut occidentalii sau, mă rog, occidentalii, arbitrii din celelalte țări și cu atât mai mult directorul tehnic care mi-a adresat acea întrebare, care m-a tăiat, și anume: nu te crezi suficient de profesionist ca să faci acest lucru? Mamă, deci vă dați seama cum a fost asta. Bine, nu s-a întrebat sau nu a fost un semn de întrebare asupra experienței sau profesionalismului meu, dar m-a făcut să înțeleg dintr-o singură întrebare că, de fapt, cum stau lucrurile sau cum ar trebui să stea lucrurile. Rebecca Mândrilă spune, și atenție, vă rog, hai să nu ne legăm de greșelile gramaticale și de pronunție. Ideea este importantă. Eu una nu cred că este ok, profesorul/antrenorul știe ce prinde bine la ochii și știe și ce greșește și ce nu. Majoritatea, și dacă vor și dacă nu, rar se găsesc oameni fair play, referindu-mă că chiar dacă vrei să fii, când îți vezi copiii pe care îi antrenezi, logic ai vrea să îi vezi pe locul 1. Mai ales după vor fi controverse cu celelalte județe ce vin, ce sigur vor spune că dacă au luat un loc mai bun e din vina acestui lucru. E părerea mea, dar vă spun din perspectiva mea când merg la concursuri. Mulțumesc!
Ok, repet, haideți să nu ne legăm de greșelile gramaticale și de pronunție. Nu cred că mai e ceva de dezbătut aici. Am spus în punctele anterioare, dacă vă alegeți o competiție la care aveți astfel de sentimente sau resentimente după finalizarea ei, este cumva, nu știu, nu e greșeala voastră, pentru că, să zicem, vi s-a întâmplat pentru prima oară. Nu mai mergeți după aceea. Adică dacă aveți senzația că ați fost tratați incorrect sau nu ați fost tratați fair play, însă aici mai este ceva de menționat. Și anume, atunci când mergeți la o competiție și sunteți jurizați fair play, dar că voi nu sunteți, ca și antrenor și coregraf, nu sunteți suficienți de asumați ca să și primiți acel feedback corect sau, mă rog, notele sau locurile, atunci voi aveți o problemă. Deci aici este totul o chestie de viziune, de experiență, și propunerea mea este că ceea ce puteți să faceți este că, în calitate de antrenor sau coregraf, să primiți acel feedback, să vă sfătuiți nu cu alți coregraf sau arbitri, ci să mergeți la alte competiții, să vedeți ce se întâmplă, iar arbitrii care cumva aveți senzația că poate ar trebui să vă creșteți experiența sau nivelul sau cunoștințele, faceți acest lucru. Investiți, încercați să discutați cu arbitrii mai experimentați, dar dacă intervine orgoliu și păi eu sunt din principiu cel mai bun, ce am eu să discut cu el, nu o să funcționeze lucrurile niciodată. Deci da, știu că sunt foarte multe, foarte multe lucruri de discutat și de dezbătut, dar atenție, fair play, respect, informare, studiu, acestea vor așeza lucrurile în comunitate. Cornelia Radu spune așa: corect ar fi să nu participe la concurs acea școală la care jurizează coregraful. Nu mai am nimic de comentat, am spus anterior, am dezvoltat punctele. Nu sunt de acord cu acest mod de gândire și niciodată nu îl voi susține. Iovan Lorena spune: fiecare cu propria politică, însă nu mi se pare că are vreun sens ca școala respectivă să nu participe la concurs. Dacă membrul juriului nu este capabil să fie fair play, atunci nu ar trebui să fie în juriu deloc. Ta-da! Iovan Lorena, nu știu dacă am avut onoarea sau plăcerea să te cunosc, dar a fost cel mai on point, cel mai bine punctat comment. Perfect. Exact despre asta este vorba. Exact despre asta este vorba. În câteva cuvinte, cred că a bifat tot. Bravo! Da, nu mai am ce să completez. Este minunat. Dacă așa ar gândi 50% plus o persoană din comunitate, lucrurile ar începe să se aranjeze și să fie din ce în ce mai bune. Lorena, bravo! Și cu aceasta am încheiat și acest episod al podcastului. Sper din suflet că v-a plăcut, sper că ați luat la cunoștință o grămadă de informații noi care vă vor fi de folos. Îmi pare rău și vă cer scuze dacă au fost lucruri care v-au deranjat sau care v-au displăcut sau care v-au pus într-o postură incomodă. Nu acesta este scopul podcastului, am spus și repet și acum, ci este strict informațional. Vă mulțumesc din nou pentru susținere, nu uitați să dați și voi un subscribe, un like, un share, un coment, dați comenturi, fraților, vorbiți, deschideți-vă, pentru că sunt foarte multe lucruri de dezbătut și cred că faptul că ați scrie acolo un coment sau ați venit cu un sfat v-ar elibera, și pentru că există foarte multă tensiune, foarte multă răutate, ciudă, ură, râcă pe care le ținem în interiorul nostru, descărcați-vă, spuneți, întrebați, discutați, comunicați, dialogați, pentru că este bine, este sănătos să faci acest lucru. Iar cei care nu ați văzut podcastul anterior, vă las aici, cred că un link sau o căsuță pe care puteți să apăsați și să îl vizionați, pentru că și acel podcast este foarte, foarte mișto. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest episod până la final. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, subscribe, like, comment, share. Vă doresc tot bine din lume și nu uitați, make it count. V-am pupat. Să aveți o zi superbă!